din treapta. Am fost scorii bine. Alo tu. E muzita, stai seama. Toată ziua au fost la lucru. Că doar nu l-am luat după mână. Băi, l-am ascuns cu el. Și a fost prima interacțiune a lui cu un câine ăsta. L-aveam foarte mare, foarte... Băi, și m-a speriat. Și eu am panică de asta. Eu am fobie de câine, am cățeluș. Și nu știu cum funcționează. Păi și nu știu, apărut câinile la spate meu și nu prea am reacții de astea omenești când văd un câine, când la frică. Eu sunt genul care mă panichez. Și vedeam pe mama spate meu că îl trăgea pe el și câinele, vai, cățel, cățel și fugea spre păi și primul lucru pe care am simțit să-l fac la, în fața acelui câine a fost lat-o. Băi, deja când nu mă duc capul să iau piatră, nu mă duc, băi, deci a fost până dată, când am sunt câine enorm și am zis, eu am vrut să stii la el. Dar nu ziceam nimic la modul pleacă, băi, de aici. Dar nu răspund că nimeni am avut și husky. Eu când am cuțat, aveam fobie, dar nasole, de când ne-am pisat dacă vedeam un câine. Și voiam de la micuț, cum se numește. Acum am gata de cățuie. Nu uita cum se numesc. Am zis, ce-o ce-o mea? Și asta, nu, bă, ne luăm husky, câini mari, să ne apri, să ne... Era cea mai scumpă, cățelușa. Era ea numai Bichon. Ce mă ție, frate, Vito? Și eu nu... Tu, uite, băi, cum e cu și mei, ia-le tu cu toate. Ia-le tu, ți-le las ție și spune-mi după părerea ta, sincer, și nu este. Până aici pe Colina am putut. Nu, părintele sunt ok, dar ea ca persoană nu-mi place, nu-mi place, nu-mi place. Nu știu ca să spui. Pot să vă și apă mesajul să știu. Dar tu, mai seara magică. Așa-mi dă din urmă. Că și-a arătat fofoa în cap, urât. Eu nu funcționez. E violentă, cred că e neatinsă. A scos cuțitul. A, ce? Mi-a venit să poftim? Voi îmi spuneați aici, a scos cuțitul și eu, da. Și-a arătat fofoa în cap, a scos fofoa în cap. Betty. Vin după tine. Aoleu, urât, dreaptă-ți... Ce arăt, măi? Cine a mințit cu moartea? Nu de asta ziceați când își arată fleașca? Ce mă spune cu ei? Pleacă, își arată fleașca, depinde cu toate gurile de microfoane. Doamne, suntem la televizor, doamne! Nu e chiar bun, e chiar mai bun. M-a tăiat. Am auzit, da, băi, ți-a făcut poftă. Doamne, vreși ce vorbesc cu aici. Nu te pleacă cu tine la asemenea. Ești chiar doamnă. Ne amenință, Corina Bud.
ca tine, nu mai, dar la bunică nu fac așa. Acum nu știu ce fac așa, v-am zis, dar ce fost să supărat ce o risipă. Chiar am zis azi că stau supărată. Chiar am supărat, dar nu știu ce se întâmplă în trecut. Ai simt o băchie să facă ceva, dar nu ne-am înțeles cu el. Am avut o seară foarte ciudățică, sincer, ca să fie. Dar nu e că s-a întâmplat o chestie. Eu ce m-a luat din atun foarte mult. Am nu știu ce să spun. Am zis abonă foarte mult și în momentul în care explodez, voi explodez la mândul ăla. Și ori explodez la momentul că sunt supărată și îmi spun o folie în 7 părți. Ori dacă nu, e genul care mă lasă afectată. Bine, mulțumesc, dar mă întâmplă să-l liniștit. Spune surorii mele să se potolească. Te rog, ce se întâmplă, frumusețe, e tăia de pup. Eu nu-ți mulțumesc de tot sufletul meu. Mulțumesc tare, tare mult. Nu știu ce se întâmplă, nu? Care e prostit? Într-un club e mult prea plin. Un cocktail cu bofin. Merg și le înscriu și la cosin. Înțeles despre ce vorbim. Lăsă un mesaj. Poți lași un mesaj dacă e ceva. Dacă se lasă pe tăieri. Stau în felul de spate. Mă bag și eu dacă e ceva. Ya, la tienda.